Doamnelor și domnilor, nu suportă nedreptatea, vrea să lupte până la capăt pentru a nu mai suferi momentul în care lucrurile. La un moment dat chiar nici autoritățile nu i-au acordat cum să spun, respectul care îi se cuvine. În această seară vine ca să lupte în continuare Simona Trașcă. Pentru cine nu-și aduce aminte, Simona a fost într-o seară într-un club, mi se pare. Da. O persoană fără niciun fel de motivație a agresat-o. Iar în urma plângerii ei, poliția, țin minte că a fost, pe la începutul anului, vorbeam chiar la emisiune, efectiv te-a ignorat. Da. Ce s-a mai întâmplat? Părerea mea este că au favorizat agresoarea, pentru că faptele erau mai mult decât clare. Există chiar și o filmare în care a fost surprinsă scena de violență, da. Și se vede foarte clar acolo că nici măcar nu m-am putut apăra. Bun, e limpede. Ce s-a mai întâmplat între timp de atunci de când am vorbit noi și tu erai extrem de... vehementă la adresa unui domn de la o circă de poliție, dacă nu mai știu, secție de poliție. Da, este... Eu toată viața mea am avut încredere în poliție și până nu am pățit chestia asta, încă nu mi s-a schimbat părerea, pentru că consider că am avut ghinionul să dau peste un domn polițist care este altfel decât toți ceilalți, pentru că nu am avut probleme cu alți oameni ai legii, adică toți și-au făcut datoria, până la acest om. Adică agresoarea mea a comis niște fapte de natură penală și da. A fost achitată. A fost achitată? Pe penal, da. Pentru că așa a vrut domnul comisar de la secția 2. A, pentru că poliția nu a constatat existența. Așa, a făcut în așa fel, a trimis... mai departe dosarul la procurare. Mi s-a spus de la început că așa o să se întâmple acolo, dar eu nu am crezut. Adică mi s-a părut că nu. Adică mi s-a părut foarte incorrect. Ce să înțeleg eu și ce să înțeleagă chiar agresoarea. Că e ok să bați lumea pe stradă, nu? Să, așa când ți se năzare. Pentru niciun motiv, mai mult decât atât, și să nu pățești nimic. Adică ea poate să mai vină odată să mai sară la mine sau poate să fie violentă cu alte persoane, pentru că dacă a văzut că nu a pățit nimic, prinde curaj. Bun. Ce ai de gând să faci în continuare? Sau ce ai făcut astăzi, de fapt, că asta este noutatea zilei? Astăzi, da, am fost la doamna avocată Catia Cicală, avocata mea, care mă reprezintă în acest caz, și acum o să merg pe cale civilă. Până în momentul de față, eu nu am cerut daune morale, n-am vrut bani de la ea, de la început, nu am vrut bani. Am vrut să fie pedepsită penal, m-am gândit eu, o amendă penală sau, nu știu, ceva puțin acolo cu suspendare, ceva care să-i rămână la cazier, ca să se sperie, da. Adică și să știe că nu are dreptul să facă așa ceva altui om. Nu s-a întâmplat chestia asta și nu mai am decât, adică să-i cer bani. Ce te determina să faci lucrul acesta? Adică să ceri daunele morale? Dacă păi până cum acum ce să nu... mă determine? Păi nu, până acum ai spus tocmai am spus, că nu... dacă nu mi s-a... Adică eu consider că ea... Că nu ți s-a făcut dreptate. Păi nu mi s-a făcut. Ea a făcut niște greșeli care trebuiau plătite penal, din punctul meu de vedere. Dacă nu s-a putut penal, nu mai am altă posibilitate decât civil. Și mă gândesc că și dacă va fi obligată să-mi dea niște bănuți... S-ar putea să o usture. Bun. Pentru asta trebuie să ceri niște daune, cu siguranță. Da, ai stabilit cuantumul daunelor? Da, cam cât da. Crezi? Cât o să 250.000 de ron, vin cam 54.000 de euro. Bun. Pentru toate lucrurile astea, evident că trebuie să existe și niște dovezi pe care le te pui la există, dosar. Există, da. Adică filmarea? Filmarea, certificatul IML cu îngrijirile da, medicale. Da, sigur, neapărat. Da. Chiar declarația ei până în ultimul moment, deci la aproape un an de zile când a dat ultima declarație, ea a spus că nu-i pare rău că m-a bătut. Ba din contră, singura ei părere de rău este că nu m-a bătut mai rău, mai tare.
Atât. Dar persoana asta n-a motivat niciodată. A spus că niciodată nu o să-și ceară scuze, pentru că ea nu consideră că... De ce? Că nu m-a omorât. Dar niciodată n-a explicat de ce a făcut treaba asta. De ce? Pentru adică, că... Adică, domnule, de ce trebuia să o bat mai tare pe trașcă? Că eu nu înțeleg. A zis că sunt vedetă și vrea să-mi dea ea o lecție mie. Că deci sunt de unde vedetă? Rezultă dacă noi ieșim pe stradă, ne dă cineva cu o poșetă în cap, este pe bună dreptate. Sincer, toată lumea care mă cunoaște știe că eu sunt o fată foarte normală, modestă. Până te și vedetă chiar nu sunt și nu mă consider, da, sunt persoană publică, dar cred că sunt două chestii diferite. Vedetă, cred eu, nu știu, părerea mea este că e Madonna, nu știu... Alte persoane sunt vedete. Și România, avem, și România de asta vreau să zic, Delia, da, ele, Loredana, așa văd Andra, eu situația, sigur, personal. Da. Deci eu niciodată nu m-am văzut nicio vedetă, nu m-am considerat, nu, și nu mă consider cu nimic mai presus față de nimeni. Sunt un om normal. Ea m-a văzut într-un fel, s-a simțit frustrată, da, și... Totuși, sigur, acum câtă vreme te duci în penal și cineva zice, dom'le, a bătut, dar... Și fără să existe o, domne, conflictul ăsta s-a întâmplat pentru că Simona Trașcă ar fi făcut ceva. Chiar te nimic. Dacă n-ai făcut asta nimic, asta este problema sens. Mea, pentru că până în momentul de față chiar am iertat pe oricine. Așa e genul meu. Nu pot să țin supărare sau dușmănie sau... La un moment dat îmi trece și zic... În cel mai rău caz nu mai vreau să mai am legătură, să mai vorbesc cu persoana respectivă care mi-a făcut rău, dar nu țin dușmănie. E, pe această fată îi port un fel de dușmănie și îmi doresc să se întâmple ceva, adică să plătească într-un fel, pentru că știu foarte clar cum am fost agresată și că nu am avut pic de vină. Dacă știam că mi-am căutat-o vreun pic, recunoșteam. Dom'le, asta e... Ți-ai luat-o pe coajă că ai și căutat. Da, dar când eu chiar nu i-am greșit nimic cu nimic, să mănânc bătaia așa nevinovată, cu pumn și picioare în cap și să fiu trântită pe jos. Și mai mult decât atât, s-o văd că are atitudinea asta. Nu, nu-mi pare rău. Îmi pare rău că adică n-am bătut-o. Nicio urmă de regret. Da. Adică m-a durut și mai tare chestia asta. Să văd că este atât de rea fata asta și nu știu ce e în capul ei. Chiar nu pot să-mi dau seama, sincer. Da, e o situație cu siguranță neregulă. Și evident că procesul civil va trebui să meargă până la capăt cu dovezile date. Adică mă întreb ce ar putea să aducă dacă împotriva ea, ta dacă, persoana. Dacă ea a recunoscut fapta și a scris declarație. Da, și mie la fel. Și doamnei avocate, că și ea a spus același lucru. Dânsa a spus. Adică un om spune, da, am bătut-o, așa am vrut eu să o bat, că mi se pare că e tare în gură. Așa, da. Am motivat că ei se pare că sunt eu tare în gură. Dar neavând niciun conflict cu dar mine. Dar nu seara aia fusesești tare în gură cu ea? Sau vreodată înainte? În seara aia, ea a încercat să mă agreseze de la baie. Nu a reușit, pentru că ea singură nu a avut putere să mă bată pe mine. Ea a avut putere să mă bată pe mine în prezența... Câți oameni? Altor... Da, încă doi bărbați. Unul dintre ei nu s-a implicat, unul s-a implicat. Dar ea l-a scos din dosar, spunând că a luat... Adică ea a luat toată fapta asupra ei. A spus că numai ea a dat în mine și așa și... Asta e rău. Deci la baie a încercat să dea în tine și tu a încercat, da. Nu, dar nici, n-am dat în ea la baie, doamne ferește. Am prins-o pur și simplu de mâini și n-a putut să scape din mâinile mele. Și... După care, când am ieșit afară din baie, eu aveam, să zic, puterea, este urât să spui așa ceva, dar ăsta a fost adevărul. Aveam puterea și cunoștințele, adică să o dau afară ca pe... Am înțeles. Din club. Dar eu nu sunt un om rău, m-am gândit, asta e o fi și a... Na, o fi băut, o fi frustrat. Na, nu sunt genul care să fiu un om rău, să fac gesturi din astea. Și am zis, las-o în plata domnului, ea stătea la bar acolo cu băieții ăia... Eu m-am dus la masă și mi-am văzut de treburile mele, negândindu-mă că ea mă va urmări. S-a dus chiar și s-a schimbat, pentru că la baie mi-aduc aminte că ea era pe tocuri. Când m-a așteptat afară, nu mai era pe tocuri, deci totul a fost și premeditat. Da, e clar că dacă era vreo tăvăleală ceva... Și-a strâns părul și avea din aia de strâns, și-a strâns părul, s-a pregătit, ăla m-a amenințat să nu... Cine este persoana asta? Nu știu dacă trebuie să-i spui numele, dar cu ce se ocupă? Ce este ea? Da, asta clar nu mă privește, dar zăi să mă că m-am interesat și da, de curiozitate. Cine dă din senin în oameni? Este așa? O fată care pleacă foarte des în Germania și spune că este acolo dansatoare. Nu știu mai departe. Înțeles. E, tot ce trebuie să fie dansatoare. Da.
Bănuiesc că... Da. Nu? Dragoș, știi că în Germania se dansează bine, nu? Nu, știu. Da. Ideea este că... A? Polca, molca, la da. Bară, la... Nu știu eu din astea, Cristi, sunt om, da. Sunt om acasă că... mea. Dar de seama, doamnele de la opera din Berlin cu siguranță dau capete în gură la oameni în club, adică... Ideea e să fii tu puternică și să mergi până la capăt, altceva, că de cele mai multe ori, știi, renunți pe drum, că spui... Nu voi renunța, nu voi renunța. Mi-am luat măsuri de precauție, adică am niște arme de autoapărare, nu o să vă spun în direct despre ce e vorba, că altfel nu o să mai fie o surpriză pentru domnișoara dacă mai vine să mă mai atace, dar dacă vine... Sper să vină singură. Adică să nu mai vin, să vină singură. Bine, adevărul e că femei și nu e problemă dacă vine singură. Fi? Pe cuvântul meu de onoare, dacă eu îi făceam plângere dacă ea venea singură. Poate și-a luat arme legale, Cristi. Da, mi-am luat arme legale. Da. Imaginez că nu ți-a luat legal, armă dar... de pe piața ilegală. Adică... Nu. Mi-am luat ceva legal, dar să mă apăr și eu. Da, bun, ca să zic așa. Nu, deci nu am nicio problemă dacă ea... Deși nu era normal, ar fi venit măcar singură. Nu-ți Corect. Faci dreptate așa să... Eu nu pot să-mi măsor puterea cu doi bărbați, că pe ea nu mai pun la socoteală.